complicat a fost de la scriere, pentru că romanul e, e o capodoperă și e scris un pic ce se numește deconstruit, adică nu e deloc în ordinea cronologică, se merge din prezent în trecut și trecutul e amestecat, pentru ca ușor, ușor să descoperi enigmele și să le rezolvi. Deci la scenariu trebuia pe de-o parte să ușurez un pic asta, să o fac un pic mai puțin greoaie, dar totuși să păstrez principiul care îmi plăcea. Dar principiul era literar, trebuia să-l transform într-un principiu și un limbaj cinematografic și după aia dificultatea era că era un film foarte scump, a face New York, 80% New York și cam pe 5 perioade din New York, începând cu 46 până în 2006, ceea ce înseamnă cu decorul, costume, cu toate astea, nu e ușor, plus un sat în Polonia, plus Chile, deci vă închipuiți tot lucru. E un film foarte scump, a costat 15.000 de euro, au fost filme europene până în 40 și ceva de milioane, până în 40 și ceva de milioane de euro, deci încă nu m-am dus până acolo și sper să nu mă duc. Aveți ceva așa legat sufletește de filmul ăsta? Mi-ați vorbit de tatăl pe care l-ați... Bine, personajul pentru mine e aproape tata, adică tatăl meu care s-a născut în România în 21, a fost deportat în timpul războiului, a supraviețuit și la asta, a supraviețuit și lui Ceaușescu, a emigrat după noi în Franța și a supraviețuit și emigrare. Deci e și tot timpul și-a păstrat aceeași voie bună, același umor. Deci Leo, personajul, e la fel ca el. A trăit toate tragediile, dar nu și-a pierdut niciodată umorul. Deci poveștile sunt foarte diferite. Aveți mereu ceva personal în fiecare. Trebuie, dar ne ascundem. Mă ascund, adică povestesc tot timpul chipurile, să zic, poveștile altora, dar se regăsesc elemente din povestea familiei sau a mea, dar îmi place să mă ascund un pic. Nemaipomenit și de la TIF, 3.000 de oameni în prima seară, 800 a doua seară și mai ales aseară la sat, am făcut proiecție cu sătenii, extraordinar. Am înțeles de ce fac meseria asta. Meseria asta, dacă pot să o fac numai pentru momentele astea de comunicare, să zic, dar comunicare de la suflet la suflet și de la spirit la spirit, am câștigat tot. Și